După cum se vede. Lucrez la Sovision de 7 ani și acum sunt implicată în rescrierea unui proiect pe AngularJS. Aducerea lui de la vechiul format de JavaScript, plain and simple. And cine a scris JavaScript? Din HTML în JavaScript, DOM, insert. Mile sus! Cine a zis că nu mai poate și vrea să bage jQuery? Și cine a zis că pentru rapoarte Angular e cel mai bun? Ok, să vedem și de ce. Pentru că este de super heroic JavaScript, cel mai tare din parcare, venită de la Google, Statele Unite. Cel puțin așa ne laudă creatorii. Există o poveste aici a creatorului framework-ului, Mico, de la Google. Inițial a pornit ca un proiect, ca un business, și ajungând la Google, a zis că el poate să rescrie tot ce au ei în JavaScript în 2 săptămâni folosind AngularJS. Ei au zis, ok, și așa pierzi, dă-i înainte. O durat 3 săptămâni și a redus codul de la 17.000 de linii la 5.000. Prin urmare, superiorii s-au hotărât să investească în această librărie și așa o avem și noi astăzi. Este cea mai superheroic pentru că în ultimul an căutările pe Google despre Angular au bătut pe toate celelalte. Librăriile JavaScript prezentate astăzi sunt excluse din discuție. Vorbim numai despre AngularJS, fără să atingem altele. Dacă e superheroic, mai avem încă un termen, e HTML Enhanced. Da, supermenul HTML-ului, care nu știm ce înseamnă și vrem să învățăm acum. Prin urmare, de ce framework și de ce HTML? Nu merg împreună. Ok, este framework pentru că avem data binding, avem MVC în ea, avem routing, parcă vorbim de ASP.NET MVC, pe cuvânt. Avem testing, unit testing, end-to-end testing. În spate folosește jQuery, un subset a jQuery. Ca și poveste, dacă în proiect este inclus deja jQuery, folosește librăria și nu folosește subsetul. Folosește template-uri HTML, avem history, folosește factories, avem view model, controllers, views, putem crea directives, o să povestim despre ele mai târziu. Avem servicii, dependency injection, cea mai la modă frază în ultima vreme și pe client și pe server. Da, și avem și validation. Toate astea ne le oferă într-un mod foarte abstract și departe de ceea ce înseamnă jQuery pentru cine l-a folosit. Dar în jQuery întotdeauna îți definești un document ready și dă-i și bind și click și toate minunile astea și extragem valoarea și o trimitem cu un Ajax call și mai avem un template HTML declarat ca string pe acolo prin fișier sau îl aducem de pe server așa și tot magii. Ok, de ce este... reformulez, muncă. De ce este HTML Enhanced? Pentru că toate sunt declarative în pagină, fie că e view de ASP.NET, fie că este o pagină HTML, în ea rămân numai taguri HTML. That's it. Da? Și care sunt atribute și taguri specifice, toate sunt prefixate cu ng, de la Angular, ng-app este atributul forte, îi zice, ok, pagina asta este sub controlul Angular
Controlul care începe de unde se declară ng-controller. De acolo până se termină tagul pe care a fost pus acel atribut ng-controller. Prin urmare, putem avea 2, 3, 10 controlere, putem avea zonă de jQuery, putem avea zonă de Ajax Control Toolkit, cine mai folosește pe proiecte Ajax Control Toolkit? Nimeni? Felicitări! Ok? ng-modelul este iară foarte important, el face two-way binding. Nu mai este ca la alte librării să managești tu modul de actualizare a modelului, ci se face automat odată ce incluzi acest atribut pe elementul HTML care îți trebuie. Fiindcă nu este compatibilă cu alte framework-uri, în speță cu jQuery, nu se joacă frumos cu jQuery, nu-i place, e normal, nu-i place să vină jQuery și să-i strice domnul pe care îl știe ea, pe care îl știe AngularJS. Și atunci librăria pune la dispoziție și atribute care se mapează pe funcțiile de manipulare din jQuery, nu de selectori. Avem click, avem show, avem hide, este blur, clasul este o chestie iară frumoasă, poți să-ți, foarte curat, poți să-ți, să aplici o clasă unui element în funcție de anumite valori a modelului tău. Pluralize e o chestie care ne doare pe toți, ani, user, users, în funcție de câți ai în lista respectivă a modelului, poți să îți poate pluraliza sau nu stringul respectiv. ng-switch este un switch obișnuit, iar srk, href-ul sunt obligatorii pentru URL-uri și pentru imagini ca să meargă frumos totul, așa ca uns. V-am mai zis deja, tot ce avem descris este un template de HTML și, bineînțeles, în JavaScript, tot business logic-ul pe care trebuie să-l avem, dar pagina în sine va fi foarte, foarte curată. O să vă arăt imediat ce înseamnă asta. Nu mai avem, v-am povestit deja, nu mai avem document ready, nu mai manipulăm DOM-ul, cel puțin în zona controllerului, decât prin atributele specifice AngularJS. Probabil cine a mai citit de Angular e familiar cu poza asta. Ce ne zice ea? Ne zice că modelul este catalizatorul întregului proces. Deci modelul este baza în AngularJS, pe baza lui se randează și HTML-ul, pe baza lui acționează și controllerul. Este undeva la mijloc, în view, în DOM, avem partea declarativă, se și vede aici, foarte frumos, toată lumea înțelege, indentare frumoasă, fără JavaScript, HTML de string, de... Dar în controller vine business logic-ul, application logic-ul. Acolo aducem noi date de pe server sau poate din cache-ul browserului, cum vreți, depinde de logica aplicației. Și se încarcă modelul. Odată încărcat modelul, tehnologia este un premis. Deci toată treaba este asincronă. DOM-ul se generează automat și arată minunat dacă nu pușcă scriptul. Dacă pușcă, o să vă arăt cum arată. Așa. Și am ajuns la un demo frumos. Se vede până în spate? Galbenul. Control plus, control. Nu e asta. Să-și nu pun
Ok. Hai, cum am? Control. Ok. Am făcut aplicația în MVC, pornind de la premisa că marea majoritate de aici sunt programatori de .NET, probabil programatori de web, care au folosit ASP.NET, au evoluat împreună cu el și ar vrea să știe dacă cumva pot muta o parte din logica de pe server pe client. După cum cred că știți, după ce s-a terminat războiul dintre browsere, a început un război cu cine face cel mai rapid motor de JavaScript. În acest moment e motorul de Chromium, de fapt. Chromium e proiectul părinte. Motor care este și la baza Node.js, dacă cineva l-a folosit. Node.js. Ok. Prin urmare, avem engine-uri de JavaScript care randează foarte rapid. Mai nou au apărut și local storage-ul, IndexedDB, în browsere implementate. Bine, nu vorbim de IE, care IE e întotdeauna un caz special. Cine are de suportat încă IE8 și vrea să includă AngularJS, trebuie să fie foarte atent ce face acolo, pentru că nu toate merg ca unse. Evident că vorbim de IE8, mai ales. Deci acolo e așa și așa, da. Există, acum, care e faza? Pentru browserele care nu suportă feature-uri de HTML5, CSS3, Java, ultimul standard JavaScript, care e 1.5, parcă, există librării care acoperă partea asta. Nu există una singură, dar sunt mai multe. Una este Shim5, dacă bine mi-aduc aminte, scrisă de Raimi Sharp, același creator a jQuery. Și mai este una pentru JavaScript, dar mi scap acum numele. Ai putea încerca cu ele, dar oricum o să te lovești de faptul că e randează cum randează. No, și mai face lucruri trăznite. Dar, în principiu, trebuie adăugate atribute noi și ar fi bine să incluzi și HTML5, să-i dai oportunitatea să evolueze și el și să vezi cum merge cu AngularJS, în principiu. Bun, hai să vedem ce înseamnă dual binding. De fapt, asta e un argument foarte pentru AngularJS. Deci bagi acolo un model, scrie un tag în HTML și pac, tot ajunge de aici acolo foarte frumos. Acum o să abuzez de data de naștere a lui fiul meu și... bine ați venit chiar și la un an, la prezentarea despre AngularJS. Dual binding, n-am făcut nimic în spate, foarte extraordinar. Să vedem exact ce am făcut. Ca de obicei, fiind pe ASP.NET, nu pot să încep proiectul fără un master page, în care am declarat scripturile și layout-ul să nu fie chiar așa de urâțel. Bun, și să deschidem HTML-ul, template-ul. Bine, în documentația la AngularJS, care nu este completă și nu este corectă de multe ori, accentul este pus pe, nu pe partea de .NET, nu pe ASP.NET, ci pe restul. Mă rog, poți să faci în Eclipse un proiect integral în HTML și JavaScript. Deci suportul pentru partea de ASP.NET e mai slăbuț. Ok. Cum ziceam, template-ul HTML,
care la noi este un view de MVC, este foarte simplu. Am un div, am folosit container 12, este cel din 260, ca să se randeze frumos. Avem ng-controllerul care spune ok, div-ul ăsta, tot ce în el, este controlat de controllerul exemplu 1. Și îi spune așa, în span-ul ăsta, i-am din model, modelul l-am denumit eu așa, poate fi orice, cățelul lui bunica, șeful meu cel urât, da? Ok, da. Care e scurtătura? Control. Da, atâta numai că... Ai dat atâta. Control dreapta ar trebui să meargă, dar... Nu-mi face zoom. Crezi? Iha. Da, era ceva lupă pe aici. Se vede că n-am mai prezentat de mult, așa e? Buu! Cealaltă stângă. Unde, mă? Ioi! Deci asta am văzut-o de 100 de ori și tot nu... Deci, evident, când lucrez în Visual Studio, nu mă uit după 100%, nu? Păi după cod, în principal scris nașma. Se vede acum sau încerc ceva și mai mare și mai frumos? E ok? Da? Bun. Deci binding-ul se face cu cele două ancore. Se introduce acolo variabila din model. Aici se face dual binding. NG model îi spune ok, vezi că ce este în acest input corespunde la model data nașterii punctan, respectiv lună. La select, aici o să, cred că ați observat deja ceva deosebit. Selectul ca și... cine a lucrat cu Selenium WebDriver? Hai, sus! Și acolo selectul este ca special. E tratat special. Nu trebuie să mai faci... să scrii tu de mână optionurile sau să faci un for. Este ng-repeat-ul, care e for-ul din Angular. Da, să-i zici, ok, ng-repeat options și bag acolo. Nu, avem ng-options care îi spune, ok, din lista de luni i-am valoarea... e un array simplu luni. Dacă aș fi avut un array de obiecte, o listă de obiecte ar fi fost l.nume sau l.index sau l. Ceva. Da, și asta îmi face automat, îmi generează toate tagurile de options, inclusiv una în plus, care reprezintă că nu-i selecta nimic, acel non-selected. Ăla implicit e gol, suportă să dați, să se dea aici un singur tag de options care să reprezinte fix ăla. Bun, și la buton avem iară Angular în acțiune. Clar că mi-apelează ceva funcție care face ceva în spate. Da. Acum ajungem. Pe view nu-l interesează de unde se încarcă datele în model. Nu-l interesează. N-are acces.
Știi? Tu faci un query pe ceva ce există deja în model. Și modelul e tot adus în front-end? Adus în front-end. Da, le poți afișa. Poți să le afișezi tot așa, un model, punct, data nașterii și așa mai departe. Dacă le-aș fi setat din spate, ar fi afișat ceva valoare în față, din start. Și inițial pornisem cu tagurile de HTML5, unde ai input type range, dar cred că mai trebuie să mai lucrez un pic la specificații. Că un slider fără un label sau ceva nu zice nimic unde ești. Și o să-ți răspund acum și la întrebarea ta exact. NG app-ul este în master page. Pentru că ăsta este un proiect nou și eu am permis să încep direct cu AngularJS să-l fac. Absolut. În content, aici. Numele nu e obligatoriu, deci e suficient să declar ng app și treaba merge ca un să. Dar este important în spate să declari un modulul, un Angular module demo, deci ăsta este baza și pe el construim tot mai departe. Exact ce se construiește. Partea faină e că poți să-ți declari modular în funcție de cât de complicată și complexă e aplicația ta și logica. Pe net am găsit și pe site-ul Angular două moduri de a face layout-ul și de a organiza codul de Angular în fișiere JavaScript. Amândouă sunt tulburătoare pentru programatorii .NET care sunt limitați la structura care le oferă Visual Studio. Mă rog, limitați. E clar că e mai ciudat să ai un SRK și acolo e Visual Studio și mai jos JavaScript și mai jos testele. Dar se poate, deci, în funcție de complexitate se alege dacă puneți fiecare controller sau faceți modular, fiecare pagină înseamnă un modul sau fiecare modul logic al aplicației e un modul în Angular. Spune-te, rău. Da. Nu e obligatoriu. Poate vrei să zici mai multe module și atunci merg frumos. Nu, ai un, să zicem, modul de bază, root-ul tuturor modulelor, care ăla de fapt este acolo în ng app. Toate celelalte declarate ca aparținând de acest modul. Dacă te uiți aici în... altfel, oricum, nu-ți merge. Nu-ți merge. Deci aici deja vorbim de dependency injection. Ai exemplu 1 și exemplu 2. Amândouă sunt module, dar care țin de această aplicație. Dacă ai avea, dar nu văd încă ce caz ai putea ajunge aici. Că oricum ai avea deja module ale aplicației separate. Știi? De exemplu, da, module. Mă gândeam acum la ceva structură în Git, da. Și atunci fiecare vine cu toate fișierele sale. Și ar trebui să fie ok atâta timp când nu le combini. Știi, oricum ajungi într-un hell dacă începi să combini la ele, știi? Dar dacă ar fi separat toate fișierele tot? Da, trebuie să fie nicio problemă.
Ok. Aș zice că e mai aproape de noțiunea de closure din JavaScript. Da, da, e un fel de a organiza treaba să nu nebunești în aplicații complexe. Luați-o așa, de asta zic, modul în care organizați fișierele, controlerele, modulele de Angular în aplicație depinde foarte mult cât de complexitatea logicii pe care vreți să o puneți în ele. Că dacă aveți, de exemplu, 3, 4, 5 servicii web care trebuie apelate, eu mai degrabă aș vedea necesitatea unui modul de servicii decât fiecare controller să apeleze un serviciu care îi trebuie lui. Mai degrabă le-aș pune într-un modul de servicii și le-aș face disponibile tuturor. Așa, bun. Hai să vedem care-i treaba. Cine e modelul în AngularJS? Modelul este $scope. Da. Cred că trebuie să mai exersez în VirtualBox. Prima linie e neinteresantă. Acum de dragul exemplului am declarat modul, dar putea să fie toate controlerele în modul aplicației principale și tot aia era. Dar de dragul exemplului și de a fi așa foarte frumos, fiecare pagină are modulul ei. Paranteza dreaptă, deci noi uităm la prima linie, paranteza dreaptă, acolo ar mai veni chestiile care sunt necesare ca acest modul să funcționeze. Poate alte module, de exemplu, cum am văzut anterior în app.js. Toate trebuie băgate acolo. După care vine controllerul care ține de acest modul, se vede clar, și e dependent de scope. Care e, scope-ul ăsta este modelul, de fapt. Tot ce bag în scope ajunge în template. Da, de aici, uite, scope luni. Asta e un array simplu pe care pot să mă plimb pe el. Da, tot în scope, în model, afișează vârsta, e de fapt o funcție. Acum știți că JavaScript-ul, că e obiect, că e funcție, JavaScript acceptă de toate. Da, mi-am declarat modelul, mi-am încărcat datele, de unde ar fi venit. Așa. Toată funcția se gata și împreună cu template-ul de HTML pot să introduc date și să-mi afișeze un mesaj diferit out of the box, cum ar veni. Asta este un caz foarte simplu, care nu se întâmplă foarte des în realitate. Că în realitate avem servere, avem date care trebuie plimbate. Așa că avem aici un exemplu mai complex. După ce... comentez eu bucățica asta. Sau aia de sus. Nu? Hai, nu bunuzi. Da, corect. E bun. Da, deci suntem pe prima pagină. Așa, trecem pe a doua, la exemplu cu date tabelare. Ce se întâmplă aici? Avem niște date care vin de pe server în format JSON, iar pe client se pot sorta, se calculează un total acolo.
nimic fantastic, cel puțin la prima vedere. În spate, unde este o dos funcția noastră? Să vedem template-ul. Ce vă ziceam eu, iară, HTML-ul e foarte simplu și foarte ușor de înțeles și foarte curat. Deci mai curat de atâta nu văd cum ar putea fi. Sus, în header-ul la tabel, la click pe header, se setează o variabilă pe baza căreia se face sortarea later on. Nu fac de mână, nu-mi generez tabelul de mână, am ng-repeat, directivă AngularJS, la care îi spun ok, ia-mi fiecare adresă din lista de adrese și fă-mi aici HTML-ul. În ultima versiune de AngularJS, care încă e release candidate, mai apare încă un tag nou foarte fain, ng-repeat start și ng-repeat end. De ce? Pentru că ng-repeat nu știe să facă decât taguri tr, deci se repete tagul pe care îi el amplasat și conținutul lor. Dar mai există cazuri, mai ales când se generează rapoarte HTML, că de obicei trebuie sortate după un anumit field care trebuie să apară pe un rând separat, eventual colorat în roz. Și după toate elementele sau itemii care țin de respectivul, un total și doi de la capăt și tot așa. Dar la faza aia, ng-repeat nu ne ajută dacă nu vrem să băgăm mai multe body-uri în table și să fim răi și să nu ne valideze HTML-ul. Și atunci, ca să nu repetăm body-ul, putem să folosim ng-repeat. Iar aici, la filtre, să-i filtrăm după respectivul câmp. Putem să-i zicem și așa. Să filtrăm după respectivul câmp îmi va genera toate răurile care îndeplinesc condiția respectivă din filtru și la ng-repeat end să pun răul de total, de exemplu. Bun. În cazul ăsta, la filtru, avem numai sortarea order by predicate. E simplu. Iar la final avem iară ceva interesant aici. Îi spunem și cum să-mi formateze totalul. În cazul ăsta îi spun punem 20 decimale. Dacă i-aș fi pus currency, de exemplu, mi-ar fi pus dolarul, că aia e default culture-ul. Ce nu v-am povestit este că AngularJS știe de localizare, are o mică parte de localizare inclusă, dar există un modul separat care știe să facă treabă mult mai bună. Este creat ca și serviciu și va aduce datele de dicționarele, să le zicem, și le va aplica pe pagină, tot așa, decorând numai HTML-ul cu atribute de Angular. Bun, în spate se schimbă un pic treaba, mi-am declarat un serviciu. În Angular există 3 moduri de a aduce date de undeva. Există HTTP-ul, $HTTP, care este cel mai low level, să zicem așa. Oarecum eu îl văd echivalent cu Ajax-ul obișnuit din jQuery. Poți să ajungi și mai adânc. Este un HTTP provider pe care poți să-l modifici. Iar eu îl văd ăla ca și setările globale de Ajax în jQuery. Deci poți prin HTTP, dacă îți trebuie ceva mai deosebit, poți să folosești resursă. Are un dolar resource care de fapt e un wrapper peste HTTP și face get, post, delete la un REST API. Deci e numai și numai pentru REST API. Sau se poate defini un serviciu care aduce datele de oriunde, poate chiar și din cache-ul browserului și ți le trimite la model. Interesant de menționat că HTTP-ul are și posibilitatea să facă cache.
dacă îi se dă la parametri cache true, atunci va cache-ui răspunsul primit și orice alt request la respectivul URL va fi servit din cache și nu la server. Indiferent cât de simultane, paralele se fac request-urile, va servi întotdeauna din cache. Bun. V-am mai zis la început, paradigma care se folosește este un promise, de asta e acolo un then. Deci, ok, eu o să-ți dau obiectul ăsta care îl vrei, dar când îl am? Nu, dar până atunci tu fă... fă-ți logica. Și atunci aici iară suntem obligați că, ok, apelăm serviciu, dar când va veni obiectul, încărcăm un model, când avem oricum, până atunci nu avem nimica. Dar noi știm că va veni. Asta este un promis. Bun. Și să vedem, nu v-am arătat cum funcționează sortarea. Hopa. Trei linii de cod și câteva atribute în HTML și avem o sortare care... Cine a făcut sortare în HTML? Da. Fiind dat domul, tu sortezi acolo prin el. Răuri, divuri. Cu JavaScript, evident. JavaScript. Și fără să le aduci de pe server încă o dată. Ok. Dacă sortarea de pe, oferită de Angular nu coafează, poate e nevoie să se sorteze altfel, se poate defini și alt fel de sort. Am o să vă povestesc cei cu minunea asta. Acolo underscore-ul este underscore JS-ul. De fapt și de drept. Am zis că nu las pe săracul acolo singur, atașat de Windows, ci mi-l pun sub acoperire de Angular. De ce? De amorul artei de data asta. Oarecum nu mi se pare foarte natural, deci e simplă părerea mea, să avem apeluri Angular și la un moment dat să vină un underscore dintr-o altă librărie. Știi? Poți să ai, de exemplu, incluse mai multe librării, preferabil care nu au incompatibilități între ele, cum era între jQuery și Prototype. Da? Poți să ai mai multe librării incluse și atunci dacă vine un developer junior, de exemplu, vede, stai că, uite, pot să fac jQuery, nu știu, hide ceva, știi? Așa l-aș forța totuși să treacă și să folosească chiar numai librăriile care le are la îndemână. Zic, ok, du-te și te uită, că numai alea care sunt incluse acolo se pot folosi. Acum, asta e ca idee, am pus underscore pentru că e o librărie foarte drăguță. Cine a lucrat cu ea? Underscore? Cine manipulează multe date pe client? Nimeni? Sus! Și nu folosiți underscore? Recent un coleg de-a meu a făcut un test pe 300.000 de item ținute în local storage. Performanța de a căuta pe ele a fost de sub o secundă cu underscore. Am mai văzut ceva statistici pe jusuperf.com și pare să underscore să aibă cea mai bună performanță la muncile pe array-uri. E undeva în lista mea de Twitter, i-am dat link-ul spre respectiva statistică.
Bun, dar în principiu, dacă n-am avea underscore, poate am putea avea ceva obiecte de ale noastre pe care le vrem în Angular. Și atunci și le vrem globale pe întreaga aplicație. Și atunci îi spunem, ok, root scope, care este mama tuturor scopurilor. De fapt, dolar scopul din exemplul anterior derivă din ăsta. Dar atunci, dacă vreau ceva global, pun în root scope. Acum, ca de obicei, povestea cu variabilele globale se păstrează și aici. Nu abuzați. Deci dacă nu trebuie, nu puneți. Dar dacă, de exemplu, aș avea niște, cum e cazul la mine, am țâra poarte la care toate se calculează un total, da, eu zic că aș putea să-i zic, ok, calculează-mi totalurile din lista respectivă de obiecte pe fieldurile respective, unde intervine povestea cu underscore-ul, care mă ajută să mă plimb pe listă și să fac chestii rapide. Da? Underscore. Frumos. Și în final îmi returnez lista. Bun. Dacă vreau, iară revin la rapoarte, dacă cumva am nevoie de un format anume pentru toate fieldurile din toate rapoartele. De exemplu, cine lucrează cu Statele Unite știe numerele negative la ei cam apar în între paranteze și nu cu minus. Minus e o chestie europeană și, mă rog, ei vor cu paranteze. No, și atunci poți să-ți declari un filtru global care se apelează tot așa cu bară și urmează acolo mai multe filtre. V-aș mai putea arăta și chestii mai complexe de filtre? Dar în principiu, dacă vreau ceva pentru toate, pot să pun în root scope tot. Fără să abuzez, evident. Bun. V-am promis că o să povestim un pic despre cum să includem noi, cum să trecem noi la AngularJS. Hai să vedem unde am ajuns cu slide-ul. Filtre, directive. Ce-s directivele? Păi, despre ce n-am povestit până acum. Poate vreau eu să-mi fac un ng-make-ping care aplică clasa aplică culoarea roz la elementul respectiv background sau fontul. Dacă vreau așa ceva și nu-mi place nimic din ce mi-e fără Angular, pot să-mi declar o directivă, dar care în final o să o introduc în template-ul HTML, ng directiva mea, și va face ea ce i-am zis. Bun. Un alt punct important pentru Angular este că a fost gândită de la început să poată fi testată ușor. Atunci există, din păcate, pentru Windows și pentru Visual Studio e mai dificilă treaba. Folosește Karma, care este un modul de Node.js. Merge și cu Karma, merge și cu celelalte librării de testare de JavaScript. Vine cu propriul său modul de mockup, deci nu trebuie căutat altceva. Este un AngularJS mox. Introduci și aici, de exemplu, mockuim HTTP-ul, pentru că aici, de exemplu, se face un call la server. Dar se instanțiază și controllerul și, bineînțeles, se face testarea. Da, deci la început, aici, se așteaptă să nu fie nimica definit, că nu s-a făcut call, dar după ce se face call-ul la server, ar trebui să am ceva în name egal cu domnul Brad și domnul care nu pot să-l pronunț, și am.
Mai există și partea de teste end-to-end, E2Es, spre scurtate, și le găsiți pe, prin poveștile de pe internet. Asta e și mai simplu, asta mi-aduce aminte de testele de Selenium. Bun. Astea sunt end-to-end-ul. Da, nu, așa sunt denumite, nu știu de ce. Ok, acum o să-mi ziceți, bine, nu, dar știi, noi folosim Daytime Picker-ul din jQuery, nu pot trăi fără el. Nu, nu m-ai convins să-l folosesc. Păi, există Angular UI, care conține, nu știu dacă sunteți familiari, au făcut ceva Twitter-ul, un bootstrap care are o grămadă de elemente care nu sunt familiare din jQuery UI. Avem acordeon dialog, date picker-ul, yes. Carusel, dacă vrem, paginare, pop-up-uri. N-am găsit nicăieri informații că ar fi compatibil cu CSS-ul de jQuery UI. Bootstrap-ul. Știu că vine cu CSS-ul lui, dar n-am găsit nicăieri informații că ar fi compatibil și cu CSS-ul de la jQuery. În schimb, dacă vreți grid-uri out of the box, este ng-grid care folosește jQuery UI CSS-ul. Deci dacă aveți deja setat o configurație din asta și vreți grid-uri, puteți să-l folosiți. Mai este și UI router-ul. Și Angular-ul are propriul său mecanism de routing. N-am povestit de el pentru că vorbim de MVC, MVC-ul are routing-ul lui și ar fi oarecum dat cu stângul în dreptul. De ce ori folosești routing-ul de Angular, ori folosești routing-ul de MVC? Nu văd să merite combinarea. Routing-ul în Angular e necesar pentru single page websites. De acolo e normal că trebuie să știe de unde să-și aducă fragmentul de HTML ca să-l bage, nu știu ce. Dar dacă mergem pe ideea că, bine, dar eu vreau să am control totuși pe server, vreau să am un master page, să nu mai tot copiez HTML din stânga-dreapta, atunci eu personal nu văd unde ar trebui routing-ul din Angular. Sau n-am ajuns într-o situație de aia așa groaznică. Bun. Deci pe lângă modulele de UI, găsiți pe ngmodules.org tot felul de module pentru Angular, pentru Google Analytics, pentru Google Charts, pentru rețele de socializare, inclusiv modulul care vi l-am spus de traducere, să faci upload la fișiere, să faci download, sunt vreo 700 și ceva parcă. Asta pe lângă câte poți să-ți faci tu. Așa. Migrarea spre AngularJS. Păi, deja cred că v-am și dat hinturile necesare. Dacă aveți un site făcut în JavaScript, plain and simple, nu are sens să mai vă tăiați venele și să faceți debug în el. E foarte ușor să treceți la AngularJS de pe un astfel de site. Dacă aveți un site de ASP.NET clasic, în speță cu Ajax Control Toolkit, atunci acolo trebuie avut mare grijă cum vă declarați controlele ca să nu intre în conflict cu controlele din Ajax Control Toolkit. De exemplu, dacă aș avea un update panel, că ăla l-am văzut cel mai des folosit din Ajax Control Toolkit, personal, ce s-ar afișa în update panel-ul ăla, l-aș putea transcrie în AngularJS, dar la evenimentul de load complete a panelului de update, mi-aș reinstanția AngularJS-ul. Se poate face asta și din cod.
Nu e obligatoriu să fie tagul ăla de ng. Se poate instanția și din cod. Sau, dacă se poate, cazul și mai fericit, să se elimine update panel-ul cu totul, dacă se poate. Pe ce-a mai rămas, partea de MVC, aici ar depinde mult de proiect și de cum e făcut și de cum e scris. Dacă există multă logică în view-uri, poate ar trebui să vă gândiți să vă mutați pe client. Da, te rog. E un pic necăjit cu cross-site scripting-ul, dar nu. Deci ca orice librărie e aceeași, are aceleași constrângeri. No, personal, eu nu m-aș simți în siguranță să am o aplicație care rulează cu totul la client, că poate fiul respectivului e student la MIT și tocmai a învățat despre abusing systems. Și se gândește să mi hackăiască un pic treaba. Suntem departe de bazele de date. Până să ajungi la bazele de date, trebuie să ai acolo ceva care îți cântă. Știi? Dacă îți faci un serviciu sau un REST API care să-ți servească JSON-uri la AngularJS, că cu ele sunt cei mai ușor de manipulat datele, poți să te integrezi cu... Știi? Deci, da, trebuie să-ți faci serviciul tău care îți dă datele. Da, sunt. Na, ai putea, dar ar fi un pic așa, știi? Să faci în JavaScript protocolul de comunicare cu MongoDB sau ceva. Știi, ai librării care te pot ajuta cu, mă rog, bazele de date din browser, care sunt noi implementate și, iară, în Yenus. Știi? Dar pentru o bază de date de orice fel, trebuie să ai un layer care să servească datele la aplicația ta. Nici nu ai vrea să fie public. Nici nu ai vrea să fie publică baza ta de date. Da. Da, da. Da, ar fi cel mai simplu. Deci să... browserele sunt foarte rapide și ai putea să muți load-ul de pe server pe browser, o parte din el. Știi? Și atunci, ok, îi dăm raw data la AngularJS pe browser, să zicem că le putem cache-ui, că ne permite aplicația, da, însă... Nu le cache-ești pe browser, le iei de acolo. Nu-i problema, nu-i problema, știi? Deci dacă ai date care se refreshuiesc o dată pe zi sau o dată pe săptămână, imaginează-ți un site care are cursuri, de exemplu. De câte ori se adaugă cursuri noi? Dar pe nu la fiecare 10 minute. Deci poți să cache-uiești datele pe client. Nici nu aș putea să mă gândesc la un user care ar putea să cumpere așa de repede să-ți facă load-ul ăla. Sau dacă îți face, dacă ai așa trafic intens, atunci iară trebuie să te gândești să cache-uiești chestiile. Și pe partea de server, să nu te mai tot duci la DB, mai ales dacă ai volum mare de date și DB relațional. Știi? Dar și pe client, pentru că sunt date care nu se schimbă, cum ar fi header-ul, să zicem, header-ul. Sau o listă de, cum am zis, de cursuri. Alea odată create, probabil se schimbă o dată pe an, o dată pe lună. Și ai putea să le cache-ești măcar de pe o zi pe alta. Știi? Am putea vorbi la nesfârșit, pentru că fiecare proiect e cu specificul lui și cu clienții specifici care au un anumit mod de a folosi aplicația. Știi? Și atunci, de fapt, treaba noastră ca dezvoltatori este să fim întotdeauna atenți, să știm
environmentul în care ni se mișcă aplicația, chiar și web, și să vedem, ok, unde putem să mai mutăm datele sau cum să le manipulăm, să le transformăm ca să scoatem performanță și să nu ne fie greu să programăm, de fapt. Angular-ul ne ajută să... Probabil că ar crăpa și site-ul tău și încă multe altele și ori se satură userul, ori își ia unul mai bun, ori... Știi? Da, acum, ce să zic, XP-ul i s-a terminat suportul și dacă nu mă înșel, Microsoft-ul și stâns serverele de activare. No, plus că companiile mari ori renunțat de la E6, E7, cumva am ajuns de la E8 încolo. Da, deci e un pas înainte, dar nu prea mare. Dar totuși, stă mai bine decât acum câțiva ani. La... Să-și folosească smartphone-ul sau tableta, că sigur are. Ok, câteva resurse. No, unde ești? Da, pe Egghead eu aveți foarte multe videouri despre Angular. ThinkStar este un tutorial cu link-uri spre alte resurse bogate în informații. Pe Henricoat este o carte pentru programatorii de .NET, din păcate, are numai câteva capitole scrise. Dar e un bun început pe partea de .NET. Evident, documentația la Angular, da, e bună ca referință, dar nu. Așa, și iar o foarte bună cartea de AngularJS de la O'Reilly. Alte întrebări? Întrebare. Da. Da. Îmi place să scriu cod cât mai curat, cât mai responsabilizat. Dar serverul de continuous integration să ți le minimizeze. Competitor vine, copiază, modifică în trei locuri și perfect. Știi că este și din astea la alte dez minimificatoare. În funcție... Poate să-ți meargă minificarea sau să nu-ți meargă. Nu e vorba de minificare, e vorba de replace-uit nume de variabile și făcut de neînțeles codul. Dacă îmi declar, de exemplu, controllerul așa, ăsta cel mai probabil nu o să funcționeze după ce minimizez fișierul. Dacă îl declar în schimb așa, e tot din cauza că face replace la variabile. Da? Dacă îl declar cu paranteze pătrate și asta este modul, sintaxa de care amintesc și cei de la AngularJS, să zicem, poziția lor oficială este să se folosească lista de dependențe. Deci, ok, îmi declar numele și după aceea îi dau lista de dependențe care include inclusiv logica mea undeva pe acolo. Și odată, mai este, în afară de asta, mai este tot așa un modul de Node.js, ng-min îi spune, care este un pre-minificator. Care dacă nu ai scris chiar cu picioarele codul de AngularJS, îți poate pregăti... fișierele pentru minimizare cu orice alt tool. De exemplu, în cartea de AngularJS de la O'Reilly, ei povestesc despre closure-ul de la Google, nu despre UI compresor, de exemplu. Știi? Dar cred că cea mai bună opțiune e asta, e echipa de acum, știi cum, JavaScript-ul ăla ți-l poate lua și orice user, și fiul lui user care știe să instaleze un Firebug pe Firefox. Dar asta mută multă logică în front-end și logica aia înainte nu am putut să o ascund în back-end.
De asta zic, depinde de aplicație, cât de... Tu, în final, datele alea trebuie să le afișezi cumva pe client. Și să nu folosești Angular ca să le afișezi. Pe mine nu mă oprește nimeni să instalez în Firebug extensia de jQuery, să-mi jQuery-esc pagina respectivă, chiar dacă tu nu ai jQuery, și să fac un jQuery, să leg de ceva pe acolo și dăm toate valorile tale. Dacă tot vrei să hecuiești, hecuiești. Știi, e mai important să nu dai datele la cine nu trebuie. Cel puțin din punctul tău de vedere, sau mă rog, cum se autentifică. Știi? Rezolv niște soluții, state of the art și... Da, le fiu pe client site și le iau și rezolvă tot problemele. Dacă ai site, asta e. Recunoști că orice user poate să aibă Firebug, poate să facă debug pe el și poate să-ți mânărească toate variabile de acolo. Nu. Alte întrebări? Da. Deci dacă îți pușcă un pic Angular-ul, nu? N-aș putea să zic. Dar totuși, dacă îți dă Angular-ul eroare, ar fi frumos să nu afișezi HTML-ul că apare cu acolade și din alea. Arată foarte funny, așa, știi? Aș vrea să văd reacția unui user, știi, când vede-o. Oh. E bine, dar până atunci, sigur că aplicația ta a fost testată și pe server și N-unit teste la Angular și n-are cum să crape. Dacă ce? Cum să navighez cu nou script? O să-ți afișeze plain text. Că nu mai funcționează atributele. Nu, nici nu văd cum ar putea fără să adaugă, să adauge overhead. Știi? No, ai putea, de exemplu, ai ng-show și ng-hide, ai putea să-ți ascunzi tot contentul. Astea, de fapt, nu-ți ascund, nu sunt echivalente cu disable, atributul disable de styling, ci, de fapt, nu-ți afișează nimic în DOM, știi? No, și ai putea să-ți ascunzi până te asiguri că tot modelul e ok, dacă e așa de important și nu. Nu vrei să devină un bug critic care trebuia fixat ieri. S-ar putea să... Au ceva listă cu organizații care au folosit, dar n-aș putea să zic. Știi? S-ar putea pe lynda.com să se folosească Angular, dar nu cred că au ajuns până acolo. Știi? Se poate folosi Require.js cu Angular. Well, that's all, folks. Mulțumesc că m-ați ascultat.